Ce faci, mă? Bine, da. Dar tu miroși a parfum? Nu, m-am întâlnit cu George și el îți dă cu parfum. Așa fumesc? Păi da, și eu l-am întrebat de multe, dar ce faci, mă, ți-ai schimbat parfumul cu femeia ta? Da, și ce-i cu măscuța asta așa cu inimioare, așa porți tu? Păi na, acum la Zara men tot chestii de femei găsești. Ce cu rujul ăla pe gât, hă? De la tricou. Aha, și pe buzi? De la vin. Și pe mască? De la Zara. Aveau măștile lângă ruj și cred că s-o luat. Bă, tu răspundem la întrebare. Ce cu rujul ăla pe mască? De la Mihai. Mi-a spus o glumă despre ruj care m-a lăsat mască. Ei, lasă-l pe Mihai că l-am sunat aseară și să știi că era cu femeia sa. Tu răspundem la întrebare. Ai fost cumva cu una? Am fost cu una, da. Pai de mine și de mine, ce-mi faci tu mie în relația asta? Cum, mă, cum după atâta timp să mergi cu alta pe stradă și aia să-ți dea masca ei? Hă? Dar să știi că doar am vorbit. Bă, nu mă interesează, ea avea mască? Și mai exact, unde ați fost? Pe stradă. Cum, mă, să umbli cu una despuiată pe stradă? Nu ți-i rușine că te vede lumea cu una dezgolită? Păi cum dezbrăcată? Că avea haine, avea și geacă. Mă refer la mască. Dar să știi că nu a însemnat absolut nimic. Păi nu ți-i rușine, mă, să faci schimb de microbi și după aia să vii la mine acasă și să-mi dai tu mii microbii ei, mă? Tezi-mă, comparativ cu mine, e mai vaccinată? Nu, are doar o doză făcută. Ha, deci ea nici măcar nu are schema completă. Tu ești conștient că ea poate să transmită boala? Nu, tu ești conștient? Fai de mine și de mine, uite ce am ajuns! Să umbli tu cu toate neimunizatele pe stradă și toate microbistele și după aia tu vii acasă la mine și îmi transferi toate bolile virale, mă? Asta ai ajuns să faci? Păi tu vrei să mă umori cu zile, mă? La terapie intensivă? Nu-ți mai place Pfizer, mă? Te duci cu toate johnsonistele astea, a? Nu că tot Pfizer are și dânsa, dar doar prima doză. Nu vine să cred. Dar fii atent. Da, pe stradă. Ia zi, v-ați ținut de mână? Da. Nedezinfectate. Ha, au vecini și comenta. Stai să vezi. Auzi, bă, era ăsta cu una pe stradă, două dozi mai tânără ca el. Dar ia zi, mă, și zi-mi sincer, cât ia mama dracului. Ați făcut sex? Am făcut, da. Și măcar v-ați protejat? Da, am folosit... Nu mă de alea! Ai folosit măști? În timp ce ne... Da, bineînțeles! Nu! Dar măcar te-ai spălat pe mână după aia? 20 de secunde? Mai mult decât ți-i țin pe tine? Nu! Adică stai tu bot în bot cu una neimunizată, iei toți microbii și după aia vii acasă la copiii tăi și te uiți în ochii lor și tu ai risc din bolnăviri, mă? Mă, dacă ți-i acoți căii! Stai, mă, în izolare 2 săptămâni! Păi eu înțeleg ce vezi tu la asta. Dacă asta nu-i mai vaccinată ca mine, nu-i mai imunizată ca mine, nu are certificatul mai verde ca al meu, ce-ai găsit, mă, la ea? Bă, dar chiar nu mai înseamnă nimic pentru noi certificatul nostru verde, mă? L-am făcut doar așa ca să fie o bucată de hârtie? Da, prost ești, bă. Bă, asta stă cu tine din interes, mă. Asta stă numai pentru verzășorii tăi, bă. Ce verzășori? Că n-am bani. Nu bani. Pentru certificatele tale verzi. Vrea să-ți ia QR-ul să intri în mall, mă. Bun. Lăsând la o parte, am trăit să o văd și pe asta, să o pățesc, să știi că eu am să te iert. Te iert. Pentru că... Dar tu de ce tușești? Dar ce-i cu mirosul ăsta de parfum? Că ăsta nu-i parfumul tău. Bă, dar și eu am fost cu Mihai, uite, na. Păi, dar nici el nu-i vaccinat. Da, dar măcar el a trecut prin boală. Păi, dar și eu a trecut prin boală. Da? De câte luni? De vreo 8 luni. Mihai a trecut acum 2 luni. Are și anticorpi super puternici că au făcut și test. Stai, tu ai spus că ai fost cu Mihai? Unde ai fost tu cu Mihai? Că am vorbit adineauri cu soția și era acasă cu el. Am fost cu Marius. Cu Marius, mă? Care n-are nici măcar prima doză de vaccin și care nu-i nici măcar trecut prin boală și care nici măcar nu crede în vaccin și care e ateu de COVID, nu crede nici măcar în COVID? Bă, dar nu mai poți să ai încredere în nimeni în ziua de azi, bă.